Furnizorii de energie electrică sunt luați cu asalt de oameni în aceste zile. Mehedințenii așteaptă la COS de la primele ore ale dimineții pentru a afla informații despre modificarea contractelor. Aceștia sunt speriați de creșterea facturilor. Speriați de creșterea facturilor la curent, mulți mehedințeni stau la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a cere detalii la birourile de relații cu publicul ale furnizorilor de energie electrică. Piața s-a liberalizat de la 1 ianuarie, însă oamenii nu au fost informați prea bine de către autorități. Am văzut că energia electrică la noi, la Oltenia, e mai scumpă ca în Moldova sau în partea altă. Avem hidrocentrale, că eu știu când s-a făcut hidrocentrala asta, că cea că ne dă curent liber și nu știu cum. Păi, ministrul energiei de aici, de la noi, și, da, cum să zic, ăștia sunt oamenii care când ajung sus nu mai uită de unde au plecat și ce, cum să zic. Că... Dumneavoastră ați venit astăzi pentru informații? Da, am două contracte, unul unde stau în oraș și am și la țară, unde a stat bătrânii mei și am contract și acolo, tot eu plătesc. Și... pentru ala stau la rând de două ore. Cum vi se pare că s-a comunicat situația? Prost. Cum să zic? Prost. Trebuie să organizeze altfel în toată lumea, că speriată, că s-a mărit curentul, s-a mărit asta, factura la curent. Da? Pentru informații, da. Pentru informații și să vedem, trebuie să prenuiesc contractul. Uitați, așteptăm la rând aceea ore în șir. Toată lumea vine pentru... și nici lumea nici nu prea știe că hârtiile ăștia care le-au dat ei nu poți să le deslușești. În general, majoritatea oamenilor nu știu. Oamenii sunt nemulțumiți de această situație. Pentru cei mai mulți dintre clienți, această veste a fost o surpriză. Consumatorii nu au fost informați că pot încheia contracte mai avantajoase, iar cei care cunosc acest lucru nu au la dispoziție informații precise legate de oferte și comparații clare ale acestora. Nu s-a dat nicio informație până acum. Și că să așteptăm plicuri acasă. Atâta. Prima dată mi-a spus să aduc ultima factură, acum îmi spune că să aștept acasă plicul. Asta e toată informația. Exact ca în cazul liberalizării pieței gazelor, ANRE ar trebui să publice pe site-ul său și să mediatizeze recomandări pentru clientul casnic, să tipărească și să distribuie pliante, lucru pe care nu l-au făcut până acum.